că înainte de lupta de la Mărășești, o luptă extraordinară, comandată de mareșalul Prezan și aghiotantul său, colonelul de cavalerie Ion Antonescu, viitorul mareșal, pe cer a apărut o mină. A apărut crucea, curcubeu și figura Sfântului. Era o chestiune extraordinară care a fost privită de toți din armata română cu pioșenie. Pot să vă spun că am auzit, făcându-se declarații în felul acesta, de doi unchi de-al meu, Marcel Olteanu și Ilie Antonescu, amândoi generali cavaleriști, că ăștia erau mai ciudați în luptă. Și ei atunci au fost îmbărbătați și au ordonat foarte clar, în luptă nu luați prizonieri, în luptă tăiați-i. Scurt, a fost un ordin de care Marcel își amintea și totul îi spunea, tu l-ai dat prim, că tu erai nebun, știți? Totul era Ilie Antonescu. A fost o situație cu totul specială, să știți lucrul ăsta. Mai ales că domnul Boroș vorbește aici de divizii românești. Da, domnilor, doamnelor, să știți o chestiune foarte clară, că la Mărășești au luptat numai români. N-au luptat ruși. Asta să vă fie foarte clar. Există carte generalului de aviație René Deschamps, intitulată Route sans horizon. Un om care a participat direct la luptă. Este o carte pe care eu o am, pot să vă pun la dispoziție. El și este un fapt real. În 1957, gruparea comunistă din fruntea țării, condusă de Gheorghiu Dăș, ce s-a gândit în înțelepciunea ei să sărbătorească bătălia de la Mărășești. Și Gheorghiu Dăș vine și ține o conferință în care elogiază trupele ruse care au luptat la Mărășești. Dar la sărbătoare participau spre ghinionului 20 de ofițeri francezi care luptaseră la Mărășești în 1917. Atunci ce poftiți? Sub Bertlot. Nu, Bertlot nu era acolo. Generalul Petit, care era conducătorul conducătorul generalilor veniți acum în 57, a cerut cuvântul și a spus: Monsieur le Président, le plus grand mensonge du siècle e cea mai mare minune a secolului. E cea mai mare minciună a secolului. Iertați-mă, în franceză, limba mea mantă. Și e cea mai mare minciună. Rușii nu au participat la această bătălie.
dacă vreți, s-au remarcat printr-o singură acțiune, prin fugă. Au fugit de pe front. Le-a spus, și a spus-o lui Gheorghiu Deș în fața a zeci de mii de oameni care erau acolo în 1957. Am și publicat un articol în acest sens în magazin istoric și redactorul de la magazin istoric, Dorin Matei, a amânat foarte mult publicarea pentru că, mă rog, nu mergea pe linia comunistă pe care prăvălia asta istoric. Și a trebuit să se intervină direct de la ambasada, nu domnul, de la ambasada rusă. Noi publicăm pentru că alea erau trupe țariste. Poftim. Au găsit ei o soluție. Dar au publicat. Și l-am publicat cu ajutorul rușilor. Vă spun asta pentru că puteți găsi, cred că în ianuarie, ori 2019, ori 2020. Nu mai țin minte, am 500 de articole. De unde se mai țin minte și-o pe toate? Asta a fost minunea de la Mărășești. Minunea a fost întâi apariția Sfântului. În al doilea rând, a crucii. Și a crucii ortodoxe nu au unei cruci catolice. Și, pe urmă, a ajutorului care l-a dat această imagine pentru îmbărbătarea soldaților care au luptat cu un curaj și o pricepere extraordinară, învingând ceea ce nu se spune a aducerii de către german a unui mare chimist care venise ca specialist în atacul cu gaze. Pe acesta l-au omorât românii, este mormântat la Focșani și românii, cu toate acestea, au câștigat bătălia. Nu uitați aceasta. A fost o chestie în care, o luptă în care a intervenit Sfântul Nicolae. Puteți să spuneți orice, dar e o realitate care se verifică și care o datorăm și acestei credințe în divinitate. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Am mai tăiat multe din cele spuse.